Zilele trecute a început demolarea tarabelor din bazarul Big pentru a pregăti terenul necesar demarării lucrărilor la noua construcție. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a declarat că lucrările vor fi finalizate până în luna septembrie, astfel încât comercianții să-și poată relua activitatea în noua clădire până la finele acestui an. De câteva zile ați început demolarea bazarului din zona Big. Dați-ne mai multe amănunte despre termenul de finalizare și cum vor fi derulate lucrurile. În primul rând trebuie să spun că acest proiect a fost semnat în decembrie 2019. Un an de zile nu s-a făcut nimic. Când am ajuns la primărie după 27 septembrie, când am ajuns în mijlocul oamenilor din bazar, comercianților de acolo, le-am promis că nu intervin până la data de 31 decembrie pentru a putea să-și refacă stocurile, să diminueze stocurile, să-și facă și un plan de acțiune. Nu mai puteam să prelungesc aceste termene pentru că deja cel care a câștigat ne cerea daune. Și atunci riscam să intrăm într-un conflict cu constructorul că nu punem în executare un proiect care deja a fost semnat. Atunci am luat decizia, așa cum am spus, am ținut de promisiunea la 31 decembrie, iar după 31 decembrie i-am somat că nu mai avem autorizație pentru funcționarea acestui bazar, am emis autorizația de demolare, drept urmare le-am dat un termen în care să-și ia bunurile de acolo ca să putem să intervenim și să demolăm această zonă. Acolo se va crea o zonă frumoasă, modernă, în care comercianții să poată să desfășoare un comerț civilizat. Conform contractului, data de finalizare? Avem, de la data în care îi dăm ordinul de începere, vom avea 6 luni la dispoziție ca să poată să termine această construcție. Și de ce am vrut să începem în decembrie, pentru că să terminăm în ianuarie? Pentru tot binele comercianților, pentru că vreau până la septembrie, cel târziu octombrie, acești oameni să fie acolo în acest centru nou, pentru a nu mai sta încă un an de zile în iarnă. Și atunci am ajuns la concluzia că cea mai bună soluție este asta, de a nu mai prelungi la nesfârșit această stare care nu ne făcea bine nimănui. În momentul de față s-a găsit o altă locație unde să-și desfășoare activitatea? Da, am găsit o locație provizorie, îmi cer scuze cetățenilor din zona respectivă pentru că cu siguranță deranjează, dar acum trebuie să fim și noi îngăduitori că acum câteva luni de zile nu e un capăt de țară pentru că a sfârșit și bazarul, vom face bazarul, în speță i-am mutat pe strada Trandafirilor și acolo pe ce s-a deranjat și deranjează lumea din zona de acolo. Dar altă soluție nu mai avem și pentru oamenii ăștia ca să poată să-și desfășoare acest comerț, pentru că era simplu să spunem gata, plecați 8 luni de zile, dar gândiți-vă că sunt 80 de societăți comerciale acolo, sunt 80 de familii și trebuiau să trăiască și ei din ceva. Care este valoarea proiectului? La ce sumă se ridică? Valoarea proiectului este undeva peste 52 de miliarde. Nu știu dacă mult, dacă este puțin, dar asta este valoarea. Vor fi 87 de spații acolo, vor fi că 16 spații vor avea peste 11 metri pătrați, deci în medie au spațiile cam 11,5 metri pătrați și vor fi vreo 14 sau 16 spații care au 13 metri pătrați. Va fi un centru frumos, vom avea parcări, va avem 75, dacă nu mă înșel, 75 de parcări în zonă, locuri de parcare în zonă, încă de care 4 vor fi pentru persoane cu dizabilități. Vor fi locuri de trotuare moderne, locuri verzi. Deci eu zic că e un proiect frumos și va ieși frumos până la urmă în zonă. Proiectul va fi realizat cu bani de la bugetul local sau din fonduri accesate? Nu, proiectul este realizat nici de la bugetul local, proiectul este împrumutul accesat cu ani de zile în urmă. Împrumutul bancar? Da.